Leul Paco, acum în vârstă de aproape 3 ani, a fost adus la Zoo Târgu Mureș pe vremea când încă era puiuț. Găsit într-un portbagaj pregătit să fie vândut clienților unui ștrand cu suma de 2200 de euro, puiul de leu a fost preluat de grădina zoologică din Timișoara. A fost îngrijit, pus pe picioare și transportat la Zoo Târgu Mureș din lipsa unui habitat specific în județul Timiș. La salvarea lui a participat și directorul grădinii zoologice de la vremea aceea, deputatul Claudiu Martin Chira. La Timișoara a stat 4 luni, dintre care vreo 3 luni și ceva le-a stat la mine acasă sau în birou la grădina zoologică cu noi și vreo 2-3 săptămâni a stat la grădina zoologică înainte de a pleca spre Târgu Mureș. Fostul director de la grădina zoologică din Timișoara l-a vizitat pe Paco acum câteva zile după 2 ani de la despărțire. Animalul nu doar că îl recunoaște, dar pare să comunice cu el și cere să fie mângâiat. Momentul emoționant a fost filmat cu telefonul mobil și postat de către parlamentar pe pagina personală de Facebook. Emoționant și din partea mea și din partea lui. Nu ne așteptam să fie chiar așa, ne doream, dar nu ne mai imaginam că ar putea să ne recunoască așa de bine după 2 ani de zile de când nu am mai fost. Ne-am făcut plan neapărat să ajungem anul acesta la el, să vedem cât a crescut și ce face. Specialiștii spun că leii se atașează de oamenii care le devin părinți și, în pofida unei despărțiri îndelungate, aceștia își amintesc de familia adoptivă. Acest lucru pare să se fi întâmplat și în acest caz. Paco s-a adaptat repede în noua casă de la Târgu Mureș. Animalul împarte același țarc cu încă un leu și 2 leoaice și cel mai mult iubește să le nevească.